Ce nebunie de final de meci, că Dinamo este egalată și în loc să fie pe poziția a 6-a, este pe locul 9, care o duce, ar duce, dacă acum s-ar termina campionatul, direct în Liga a doua. Dinamo care a rezistat bună parte din meci, dar mai apoi s-a retras atât de mult încât ar fi avut nevoie de noroc, nu adversarii de noroc, ca să nu fie egalată la final, după mine, pentru că au avut multe ocazii, multe situații în care ar fi puteau să egaleze cei la Petrol. Florin Prunea, Ilie Dumitrescu, Ionel Dănciulescu. A fost penalti? Cine vrei să răspundă? Eu nu știu, eu nu dăm penalti niciodată. E prea puțin pentru un penalti, din punctul meu de vedere. Așa. Ilie? Era un penalti foarte ușor dat. Aha. Deci nu e penalti. Deși am zără de două mâini pe Musi. Are, dar după aceea îi dă drumul. Adică nu... Aici a contat foarte mult poziția lui Musi, care avea prin planul. Da? Care a intrat foarte bine în meci. A intrat bine și preluat-o, îi rămânea pe picior de bază și acolo a intervenit. Dar Ramzan este cu două brațe pe ambele brațe. Că prima dată s-o fi... N-am văzut și noi liniile astea să vedem dacă a fost offside sau nu. Aș fi fost curios să le vedem. Da, probabil că o să le baratene. Aici, da. Păi dacă au dat, acum liniile să vedem cum sunt trase. Dar mă iertați, eu spun și eu ce văd. Mi se pare că am zărit de drumul imediat. Că dacă i-ar da drumul imediat, adică numai un pic i-ar fi dat și ar fi dat drumul. Da, dar uitați că ține totuși pe ce aici. Uite, deja îi dă drumul. Nu știu dacă îi dă drumul. Dacă nu pune brațe, pentru mine e adevărat, nu-l pune, nu-l plachează. E adevărat. Asta e singura chestie. Prea puțin. Bogdan Pop la Sala Dinamo cu Ionuț Lupescu, să-l ascultăm. Bun găsit tuturor de la Sala Dinamo, unde locul în care aproximativ 200-250 de fani dinamoviști și-au văzut favoriții la treabă pe un ecran uriaș și i-au susținut pe întreg parcursul meciului. Ionuț Lupescu a fost și el prezent aici în Ștefan cel Mare și se află chiar acum alături de noi pentru a trage concluziile acestui meci și acestei seri. Pe total, domnule Lupescu, bună seara. Dinamo se vede egalată în ultimul moment și pierde 2 puncte mari. Bună seara! Da, sigur că e păcat, mai ales că a fost ultimul minut și după o fază destul de controversată. Chiar dacă repriza a doua nu a jucat așa cum ne-am fi dorit, probabil că băieții, nu știu dacă au fost puțin obosiți sau au avut în minte să mențină rezultatul. Așa se întâmplă când joci la trăgadare. Sper ca pe viitor să reușească tot să mobilizeze mai bine și să reușească să facă punctele necesare pentru scăparea și evitarea trăgadării. Ce ocazie ratează Dinamo, pentru că ar fi trecut de locurile de baraj cu victorii în această seară, rămâne în acea zonă periculoasă? Da, așa e. Din păcate, o victorie astăzi ne scotea poate din ultimele 4 locuri și era un moral bun plus un avantaj pentru băieți. Dar sperăm că, dacă tot suntem, nu avem suporterii acasă, să măcar să avem în deplasare și să punctăm în deplasare. Cum a fost această experiență aici, la Sala Dinamo? Cum a fost atmosfera? Fanii v-au și scandat numele. E frumos să stai între tineri și am văzut noua generație de suporteri. Toți am fost cu sufletul la gură și a fost atmosfera plăcută, dar din păcate e totuși e trist că încă comisiile federației nu judecă în spiritul sportiv, să spunem așa, se folosesc de anumite legi pentru că un play-out, un play-off, luând o decizie ca aceasta, ei practic, după părerea mea, influențează clasamentul. Nu știu acum dacă fac chestia asta la comandă sau au făcut-o să spunem așa, după regulament și nu s-au aplicat mai intens asupra a problemei în sine, ce înseamnă un play-out sau un play-off. Și cred că e păcat că după atâția ani sunt oameni de 15-16 ani în această comisie și cred că ar fi cazul să-i schimbăm. Bun, mai există o șansă pentru o reducere acestei suspendări la Comisia de Disciplină? Dumneavoastră sperați la ceva? Nu știu, asta e treaba celor de la conducerea FC-ului, dar oricum decizia a fost, din punctul meu de vedere, aberantă. Bun, Ionuț Lupescu, mulțumim tare mult pentru acest dialog. Radu, legătura în studio. Da, mulțumim. Gabriel de Maura vorbește, să-l ascultăm. Localidad. Și nu știu, cred că noi a venit puțin pe spatele, trebuie să atacăm mai mult în episodul, dar a fost și cap sus. A fost multă gălăgie pentru că au fost copiii aceia în tribună, însă ar fi fost altceva un meci, un derby în acesta cu Petrolul în care să fie galeria? Dar e un derby, cum a zis tu. Cred că cu tot suportul aici, cred că pentru noi jucători, pentru toată lumea e mai important cu suporterii, dar copiii au venit aici, au făcut treabă și ce avem aici, nu știu dacă mergem cu recurs sau nu, sau stai încă 4 meciuri, dar... E și un mesaj pentru fani că uneori trebuie să se comporte civilizat pentru că fac rău echipei, chiar dacă au rivalitățile. Da, acelea. E greu să zici ceva, acolo suporterea așa, e atmosferă foarte, foarte frumoasă, foarte mare, bucurie, dar a întâmplat asta, din păcat, cu bataia, nu e exemplu pentru nimeni, dar nu poate să se oprim nimeni. Dar se întâmplă, am venit pe teren și noi și a fost. După câteva meciuri în care ați impresionat, ați reușit să reveniți în cărți pentru a vă salva de la retrogradare în acest debut de play-out. Numai un singur punct te îngrijorează sincer. Nu, cum am zis, va fi încă 6 meciuri, foarte greu, și avem șans, că tot acolo 7, nu? Da. Suntem tot acolo, diferența de 1-2 puncte, dar trebuie să batem, să scăpăm. Asta am zis. Oțelul? Cum? Va fi un meci foarte greu afară, Petrolul joacă foarte bine acasă, dar trebuie să mergem acolo și facem treabă. Mulțumim tare mult! Mulțumim! Da. Avem informații, cel puțin așa spun cei care se află, se află la stadion și care au avut o imagine mai bună a ceea ce s-a întâmplat pe banca de rezervă, că Masurul și Doctorul au fost eliminați de la Dinamo și că nu a fost aruncată acea sticlă pe teren, au dat cu DNF cu piciorul într-o sticlă care a ajuns pe teren, dar tot e... N-ai voie să faci așa ceva. E corectă informația și eu am primit de la tine. Ok. Mai sunt multe lucruri de aflat, stai să vedeți, dar să-l ascultăm pe Musi. Pasează bine, au niște jucători de calitate și au demonstrat asta în țara asta, dar mă bucur că am scos un punct și mergem acasă, pot să spun așa, fericit. Supărat că un pic că n-ai fost titular, iată, și astăzi ai avut impact asupra jocului, ai obținut acel penalti. Hai, povestește-ne mai întâi cum a fost la penalti și după aia ne spui dacă ai fost supărat. Da, eu m-am trezit cu mingea la picior, am vrut să o bag în poartă și m-au tras, se echilibra cumva acolo și n-am putut să o bag în poartă și eu zic că a fost penalti clar. Ai simțit că te trage și uneori și voi aveți senzația asta de a vă arunca, nu? Din fața porții vă dați seama că vreau să dau gol, dar nu... Am vrut să dau gol, am simțit că m-a tras și m-a dezechilibrat și am căzut. Cum a fost meciul acesta? Pentru că a părut așa destul de complicat. Da, cum am mai zis, a fost o echipă care stau compact, se pasează bine, au jucători foarte buni, dar mă bucur că în a doua repriză am făcut o treabă bună și am scos minim un punct. Ați avut ceva ocazii în repriza a doua? N-a fost să fie, ați așteptat acest penalti, totuși 4 puncte pentru voi după aceste 2 meciuri. Ușurați? Nu pot să spun că sunt ușurat, eu zic că puteam să scoatem rezultate mai bune, dar așa este fotbalul, mergem înainte și de mâine muncim în continuare ca să scoatem cele 3 puncte la următorul meci. E complicată situația voastră în acest moment sau la cum arată lucrurile acolo în play-out? Aveți emoții? Cum ați zis și dumneavoastră, sunt echipele foarte strânse acolo. Noi încercăm să luăm fiecare meci în parte și să-l analizăm foarte bine și să vedem unde putem să facem punctul forte, să zic așa. Știu că Țicu ne-a certat acum ceva vreme să nu vă purtăm de grijă că nu sunteți neplătiți, dar cum e pentru voi viața aceasta cu salarii? Sincer, nu vreau să comentez chestia asta. Nu vreau să comentez chestia asta. Mulțumim! O seară bună! Musi se întoarce la FCSB la sfârșitul anului, așa că pentru el lucrurile se văd mai bine. Pentru ceilalți, dacă nu sunt cu salariile plătite, da, e o problemă. Ori chestiunea asta, dacă tot continuă în campionatul ăsta, devine o problemă de-a dreptul enervantă pentru toată lumea. Pentru că ăsta, mai spun atât, e un campionat bine plătit. Am înțeles că n-au bani de nu știu ce nebunii, dar chiar de salarii ar trebui să întâmple cumva. Dacă e adevărat, că am mai auzit, mai vin replici, stai că de fapt e doar jumătate de lună sau 2/3 de lună. Gicu Grozav, să-l ascultăm. Golul a fost din penalti și remiză pentru voi. Cum vine acest punct? Da, bună seara. Important e că am reușit să revenim după ce am luat acel gol. Am luptat până la final și am reușit să marcăm. Chiar dacă a fost din penalti, eu zic că e un punct muncit. Știam că o să venim aici și o să întâlnim o echipă în formă, pot să zic, chiar dacă a pierdut ultimul meci. O echipă cu jucători buni, zic eu, și ne bucurăm că nu am pierdut până la urmă. Ești un fotbalist cu experiență, totuși minutele de așteptare așa te-au dat ceva emoții înainte de executarea penaltiului? Păi sincer, la un moment dat, că era discuția între offside sau nu. Da, asta așa. Fost, exact. Mă gândeam că nu o să se mai dea, dar nu. N-a fost. E puțină tensiune, îți dai seama. Nici nu știu cât am stat câteva minute bune. Da. E o presiune, dar am concentrat și am reușit să marchez. Cum e lupta aceasta pentru voi? Ați luat ceva puncte în 2 meciuri. Cum e lupta în continuare? Da, păi știți și dumneavoastră că e o luptă crâncenă, pot să spun, pentru că toate echipele încă speră la salvare. Și noi trebuie să ne vedem de treaba noastră. Fiecare meci o să fie, sunt convins, o să fie la fel de greu ca cel de astăzi. Nici cu Craiova n-a fost un meci ușor. Și de aceea zic că trebuie să rămânem concentrați, să luptăm până la final și să ne îndeplinim obiectivul. Numai copii astăzi în tribune. Da. Un derby neobișnuit, să zicem așa, încrâncenate duelurile din tribune în momentul când sunt fanii. Cum a fost azi? Da, îți dai seama că probabil era mai frumos cu stadionul plin, dar eu pot să spun sincer că și așa, cu copiii în tribună, s-a creat o atmosferă plăcută pentru un meci de Liga 1, pot să zic. Adică în seara asta au fost mai mulți copii decât oameni sau suporteri la multe alte meciuri. A fost o atmosferă chiar plăcută și țin să le mulțumesc pe această cale copiii. Petrolul și-a luat egal, care este altfel obișnuită, cred că este al 15 la egal în acest campionat în 32 de meciuri. O să facem o pauză, ne întoarcem, sunt multe de vorbit, poate vedem și liniile alea de la offside, ne-ar interesa într-un fel sau altul, și sigur că mai sunt lucruri de comentat. Mai dezbatem pe marginea penaltiului, că aici o să fie niște discuții, cred. Ce se întâmplă? Ar fi fost nedrept fotbalul față de noi dacă n-am fi obținut un punct. În primul rând aș vrea să și mulțumesc jucătorilor care astăzi au fost pe banca de rezervă. Vreau să le transmit public că pentru mine toți sunt titulari și că sunt mândru de ei și le sunt recunoscător că au înțeles că, în primul rând, cel mai important lucru este echipa și după aia individul. Și ei au demonstrat chestia asta, că au înțeles că echipa este pe primul plan. Și lui Musi în special, care a avut un impact, iată, important în finalul partidei. Nu numai Musi. Au fost jucători care la meciul cu Craiova au jucat titular, Musi, Dumi, cum îi spune, plus Bar, care este este al doilea capitan, jucător cu experiență, Garuti, care iar a jucat titular. Și au înțeles această situație și mă bucur că au înțeles-o și că sunt jucători de echipă. Care ar fi atuul Petrolului în această luptă? Pentru că e destul de strâns clasamentul, e bătălia destul de mare. Care ar fi atuul echipei să nu aibă emoții cu retrogradarea sau cu barajul? Cu siguranță avem jucători valoroși. Important e să înțeleagă că trebuie să dea mult mai mult la fiecare meci și să nu se mulțumească cu puțin. Cred că astăzi, în prima repriză, ne-am mulțumit cu puțin. Grozav înscrie din penalti, însă ratează o ocazie imensă. Ați văzut-o în poartă, sincer, pentru că Gicu Grozav nu prea ratează din poziții ca alea. Da. Și mai este un lucru despre care vreau să vă întreb, s-a mai cerut un penalti la un moment dat. Cum l-ați văzut? Da, în primul rând eu nu discut despre arbitraj, dacă nu s-a acordat înseamnă că n-a fost. Referitor la Gicu, cred că este unul dintre cei mai valoroși jucători din echipa noastră. Din păcate și el mai ratează. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Așa. Am căpătat o informare din camera VAR, sau în fine, din mașina VAR. Ni s-a spus așa că nu sunt disponibile liniile de la offside, pe baza căreia, în fine, decizie că nu este offside, a dus către analiza contactului sau, în fine, fazei sau posibilului faul al lui Amzer asupra lui Musi. Deci nu sunt disponibile liniile de offside pentru că nu sunt concludente. Pam, pam. Nu mai auzit așa. Și atunci de unde e? Pe niciun. Știm noi că a fost sau nu a fost offside. Atunci, în mod logic, se păstrează decizia de pe teren. Pe mâna arbitrului. Asistentului, dar care n-a ridicat faniul, n-a semnalizat offside. Liniile nefiind concludente, nu știm de ce, dar... Asistam iar la niște linii de alea, care ne dădeau cu virgulă. Poate, decât să dea așa ceva, da. Și atunci a rămas decizia, aici poți să, dacă te uiți, poți să crezi că nu e offside, poți să crezi că e și offside, habar n-ai, nu e o chestiune clară, evidentă. După care, sigur că e discutat despre penalti, dar o să mai facem, pentru că mai vin declarații, de exemplu, de Inspiriti, care la un moment dat părea că el ar fi vizat de acel cartonaș roșu al arbitrului Feșnic, dar n-a fost el. Venit după o accidentare care te-a ținut departe de teren, cum a fost pentru tine meciul acesta? Da, mă bucur că sunt sănătos, că am revenit bine și din păcate n-am reușit să obținem cele 3 puncte în seara asta, dar cred că cel puțin primele 60 de minute, ca să spun așa, m-am arătat un joc bun, un joc pozitiv. Am avut câteva ocazii chiar și în prima repriză. Eu puteam să dau gol dacă nu era nici offside și nu apăra portarul acolo la faza când i-am dat lui Hakim. Asta e, ce mă îngrijorează puțin este că în ultimele 30 de minute stăm cam jos și cam pun presiune pe noi. Da, despre acest lucru vreau să te întreb, de ce s-a retras echipa atât de mult? Nu reușiți să duceți fizic sau... Pentru că Petrolul a părut că vine într-adevăr peste voi, e adevărat, ei alergau după gol, dar totuși trebuie să încerci să... Da, nu știu exact motivul pentru care ne retragem în ultimele 30 de minute. N-a fost numai meciul acesta. Dacă ne uităm la ultimele 3 meciuri, cred că de acasă, în fiecare meci am stat cu emoții. Din păcate, în seara asta nu a fost ca celelalte meciuri să reușim să ținem de rezultat și să câștigăm. Da, atâta am de zis. Cum ai trăit tu acele minute în care se aștepta o decizie? Dacă e penalti, dacă e offside? Cu emoții. Chiar le ziceam colegilor că n-am mai stat niciodată atâta la VAR. Din păcate n-a fost o decizie în favoarea noastră, dar asta e. Cred că trebuie să ținem capul sus. Am arătat și în seara aceasta că putem să câștigăm. Etapele încep să treacă în play-out. Un singur punct obținut de voi în 2 meciuri. Sincer, nu te îngrijorează un pic? Moura spunea că nu e îngrijorat, că mai sunt meciuri. Tu cum vezi situația? Da, mai sunt 7 meciuri în care, cum am spus, avem toate șansele să câștigăm. Noi credem în șansa noastră, cred că avem un grup destul de bun, o echipă destul de bună, avem forță de a marca. Acum ținem mai bine de rezultat, mi se pare că luăm goluri mult mai greu și eu încă cred că o să ne salvăm. Niște copii așa cu plămâni puternici v-au susținut în seara aceasta. Cum a fost pentru tine să ai copii acolo în tribună și dacă ar fi de învățat pe viitor ca suporterii să nu mai facă rău echipei cu absența lor? Ne bucurăm foarte mult că au fost copilașii la meci și că ne-au susținut. Chiar le-am simțit prezența, i-am auzit de multe ori strigând destul de tare și mi-aduc aminte de când eram eu mic, cât de mult mă bucuram la un meci de fotbal. Din câte am înțeles, decizia a fost contestată cu cele 4 meciuri și așteptăm o altă decizie în speranța că vor reveni fanii cât de curând la stadion. Ai simțit în seara asta cât de important sunt cu adevărat? Da, este prima oară pentru mine când am jucat fără fani. Este mult mai urât, ca să spun așa. Fotbalul joci și de când ești mic îți dorești să ajungi să joci cu mulți fani în tribune și, cum am spus, sperăm ca următoarele partide să poată să fie și ei prezenți. La final a fost foarte multă tensiune pe bancă, a fost așa și o discuție cu arbitru. Ce s-a întâmplat acolo în acele momente? Ce se discuta atât de aprins? Ce nemulțumiri erau? Nu știu, cred că penalti la... Nouă ni s-a părut că a fost penalti la Gregorio, dar arbitrul a decis că nu este și asta a fost tot. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Da, destul de senin politic. Și e foarte bine. Până la urmă nu e niciun sfârșit de lume. Iată cartonașul roșu pe care Feșnic îl acordă la final. Noi mai mult vedem pe Pap, care fusese un duel mai devreme. Uita sticla care a zburat, dar nu vedem de unde. Se pare că n-a fost aruncată, ci șutată de nervi. care a dat cu piciorul, ne-a lovit-o bine, tot a trebuit să o pun acolo. Da. Zic că e mai greu să... 30 de metri. Să nu se fie accidentat. 30 de metri? Da. Înseamnă că l-a tot din 20 de metri. O fi fost rugbist la viața mea. Ei audă, poți să tragi așa minge, când dai o minge de urmărire sau când dai la bețe. Arbitru de rezervă a spus cine a lovit mingea. Da, bineînțeles. Era cu spatele feșnic, de o să văd, n-a văzut nimic. Mai zicem o dată ceea ce am, mesajul primit din camera VAR. Nu sunt disponibile liniile de offside pentru că nu sunt concludente. Așa că mergem pe mâna arbitrului. Iar apărea vreo prostioară de aia de nu-ți dădeai seama de... Da. Și ai zone... Da. Geometrie în spațiu. Da. Hai să mergem pe un arbitru. Frântă. Da, să mergem. Amzer, să-l ascultăm pe el, dacă el zice dacă a fost penalti sau nu. Dacă vreți, spun un pariu. Ce o să zic Amzer? Cu asta l-ai tras? Nu a fost penalti niciodată. Atenție! 10, 9, 8, 7, 5, 4... Bună seara, remiză pentru voi, însă aș vrea să ne explici ce s-a întâmplat la acea fază, acolo unde s-a dictat penalti. Bună seara, în primul rând. Din partea noastră am făcut un meci bun, am dominat de la un cap la altul, mai puțin în ultima fază a meciului, când ne-am retras puțin și așteptam doar la greșeală și să mergem pe contră. Dar în această seară, chiar vreau să vorbesc despre arbitraj. A fost un arbitraj penibil. La mine a stat la o fază să analizeze un penalti 8-10 minute și după s-a dus să analizeze și la VAR, l-a chemat la margine și pe lângă asta au fost 4 minute de prelungire și după cât s-a verificat a mai jucat cred că 30 de secunde maxim. Să ne lase mai bine să ne arbitrăm noi singuri și el să nu mai vină la meci. Să ne lase pe noi, punem mâna pe minge, strigăm cine dacă a fost faul și să ne lase pe noi să ne arbitrăm singuri. Bun, vreau să ne povestești faza, dar vreau să-ți explic un pic, să înțelegi. Apropo de acea fază, s-a analizat dacă a fost sau nu offside, de aceea s-a stat atât de mult la VAR. Pentru că... Bun, dar spune-ne cum a fost cu penaltiul exact, pentru că tu ești omul implicat în acel... A venit mingea din centrare, a căzut în fața lui Musi și eram în spatele lui și când a căzut mingea jos, eram cu mâinile pe lângă el și a controlat mingea, a făcut preluare pe piept sau nu știu unde a venit. Și, cum să zic, mâinile le pui pe el, că se vede. Și avea mâinile puse pe el și a vrut să tragă la poartă sau nu știu ce a vrut să facă. Da, să tragă la poartă și s-a lăsat pe spate, dar și mâinile mele erau puse pe el, dar nu l-am tras absolut deloc. Deci nu l-ai tras? Nu l-am tras absolut deloc, de asta am zis, mai bine să ne lase să ne arbitrăm noi singuri, că e mai bine. Cum spuneai tu mai devreme că v-ați retras în meciul ăsta, nu mai puteți voi să duceți fizic în finalul de meci sau instinctiv pentru că vreți să apărați rezultatul, vă retrageți? A fost o presiune și pare și că meciul ăsta a fost mai, nu știu, un pic așa mai, nu știu, fără suporteri, fără... Greu, nu? Da, fără oamenii noștri în tribune, a fost un meci mai greu pentru noi. Dar asta e, am primit suspendare, 4 meciuri sau cât am primit și de asta zic, a fost un meci mai greu pentru că n-am avut fani alături de noi. Te simți frustrat, cumva e normal să pierzi punctele în ultimul minut, totuși cum se văd lucrurile de acum încolo? E adevărat, un singur punct după 2 etape, mai sunt meciuri, tu cum o vezi, optimist? Mai sunt meciuri, suntem apropiați unii de ceilalți în clasament, de acum încolo se decide la fiecare meci soarta noastră. Și vedem ce o să urmeze, luăm meci cu meci și sperăm să facem cât mai bine. Ce va conta în lupta aceasta? Determinarea noastră față de fiecare meci, cum le tratăm foarte serios și mergem numai la victorie. Îmi spuneai de fani că ei, ai simțit lipsa lor. Ar trebui să învețe și fanii că de multe ori prin ceea ce fac vă fac rău. Nu vreau să comentez, asta a fost... doar decizia lor, ce s-a întâmplat atunci în teren, habar n-am, nu știu, nu am văzut atât de multe lucruri, ce s-a întâmplat atunci, dar este o greșeală până la urmă, asta e, așteptăm să treacă suspendarea și așteptăm alături de noi. Ce v-a spus domnul Copici în vestiar? Nu s-a vorbit nimic, avem o zi liberă după meciul ăsta și când ne întoarcem la antrenament, acum este prea devreme, este la cald, o să le discutăm când ajungem și analizăm meciul. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Așadar, n-a fost penalti, a zis Amzer, după cum bănuiam, dar a zis să ne lase să ne arbitrăm între noi, Ilie. Da, afectat după ceea ce s-a întâmplat. E un copil, totuși. Că, da. Nu, dar cu destulă vână, așa, da, cu la declarații. Că ar trebui cei din club să mai vorbească cu el și în privat, apropo de ieșirile astea publice lui. Adică nu sunt bune. Nu sunt deloc bune. Adică, Florin? Același. Sunt de acord cu Ilie. Sigur că este un băiat tânăr, este, dar... Copil, mai atenție, mai multă. Nu e dreptul lui să spună dacă a fost sau nu penalti, dar chestia asta cu să ne arbitrăm singuri nu dă bine, e... Dar părea că nu înțelege de ce s-a stat atât de mult. Că a trebuit să-i explice. Da! Încă, așa cum spunea și Dan Ștefănescu, imediat îți dai seama de ce se stă atât de mult. Altfel faza și o duci la arbitru și la arbitru. Și cu declarațiile de genul acesta și face și el singur rău. Adică el poate fi chemat la comisie. Da, nu? Pentru așa ceva. Mai mare și cu penile. Asta spun. Da, da, da. Adică trebuie să fii mult mai responsabil când ieși în fața microfonului. Poți să iei o suspendare pentru așa ceva. Microfonul și să știi ce vorbești. Poți să vorbești de arbitru. Dacă ești selecționer, ce faci? Dacă ești selecționer. Corect. Nu știu, la sub 21, la sub 20, la națională. Da, dacă Pancu, da. El a fost în Armenia acum, la sub 20. Vorbește fără să gândească înainte. Trebuie ajutat, trebuie vorbit. Păi bineînțeles, și aici e... Ca multe derapaje ale tinerilor. E de datoria celor din conducere. Să-l ascultăm pe Copici, mai apoi o să-l și traducem. The conclusions after this game. First half we were good. We had good possession. We controlled the game. We didn't give to opponent nothing much, and it was. I was satisfied. Plan for second half was to keep the same level, to keep possession, to play between the lines, to use these spaces what we were using first half. Petrolul they started to play long balls, what was in some situations for us tough to defend. We lose some duels. Also, we gave to the opponents some easy fouls in dangerous zones. And finally, from this one situation, from the long ball in the box, we make this mistake for the penalty. How do you saw the penalty? I never speak about referee decisions. I see the penalty, and this was decision we have to accept. I am, of course, I'm disappointed because it wasn't some situation with some quality or something. It was one of these long balls, but it's tough when you consider the goal in the last seconds of the match in that way in so important game. They have a few opportunities though in the second half. You, as you said, you retire a little bit. Why you did this step back? I don't know. Like it's so like. Yeah, we didn't react the best for these long balls and in front of our defensive line, and also for the second balls. And step by step we were deeper and deeper. Our idea was to go out, to keep possession more, to use the spaces behind the opponent, but we didn't do well the second half. 1 point in 2 matches. What do you have to improve for the next games? Yeah, we need to analyze this game to see, because I said again it was some good moments, but at the end we need to extend this part of our game. We had these kind of problems in previous games, and we need to sit together and to make plan for the next games. Denis Politic came back in the first 11. How do you appreciate his evolution? He was okay. He was good. Our plan was for him to play 55, 60 minutes. I think he did well, and I'm satisfied with him. Lovely children in the stands. How it was for you to it was see them cheering for your team? Yeah, it was nice. It was good energy, and I feel sorry also for them because of this goal in last seconds, but again it was nice atmosphere. It's not like usual, but kids, they give everything to support us, and thanks for that. How much do you need the fans to come back to the stands? But it doesn't matter now about result. First half also for me it was okay, we play well. Usually they push you. They push you. It's not the same. It's not the same, and they give you this extra energy what most of the teams feel at home, especially us, because in some games when was tough against Tite at home, against Hermannstadt at home, against Ocelul at home, these last minutes they give us this boost of energy to keep going, and for sure this was also, and this atmosphere, it's not something what is positive and what the people wants to see, because it's completely different picture with the supporters, but it is what it is. You said that you don't want to talk about the referees, but in the end of the game, men from your staff saw red cards. Amzar said that it was penalty at Gregorio, and he saw that it was penalty there. This is my way. I don't like to speak because nothing will change. Referees, they have to do their job. Above them are people who need to understand, who will analyze all these situations, and that's it for me. In all this energy, with emotions and everything, I cannot say it was like this, that they have to make decisions, and that's it. Thank you very much. Thank you. Uf, lung interviu. Prima repriză a fost bună, am controlat, nu le-am lăsat prea multe fotbalistic. La pauză le-am spus să facă la fel și în repriza a doua. Interesant, Petrolul însă a jucat cu mingi lungi, le-am dat faulturi în zone periculoase și așa am făcut acea poveste, greșeală cu penaltiul. E o decizie pe care trebuie să o accept, nu a fost o mare fază, doar o minge lungă și a ieșit penaltiul. Nu am gestionat bine aceste mingi lungi și mingea a doua după ele, și așa că ne-au împins spre propriul careu. Au avut momente bune, dar trebuie să extindem părțile bune ale unui joc la întregul meciului. Politica a fost ok, a fost bine, copiii ne-au dat cea energie, îmi pare rău și pentru ei, nu e la fel fără fani, ne dau energie mai multă. În anumite meciuri, când era strânsă situația, ne-au dat energia să continuăm să rezistăm. Nu e atmosferă pozitivă, nu e ceea ce oamenii vor să vadă fără spectatori, vreau să spun. Despre arbitraj, orice a zice, nu se va schimba nimic, așa că nu spun că ar fi trebuit să fie într-un fel sau altul. Luăm o pauză, după care, într-adevăr, revenim la discuții și sunt ceva subiect. A marcat? Da. Da. Mă, normal n-a fost penalti. Astfel de situații se întâlnesc cu zecile într-un joc. Dar este vina lui Dinamo, pentru că s-a retras foarte mult. Faptul că s-au apărat cu 6 jucători acolo în linie, n-au contat deloc pe contraatac. Era normal ca ușor, ușor Petrolul să împingă în propria jumătate de teren și în propriul careu, din care orice fază poate să fie o situație de genul ăsta. Dar cred că nu se impunea penalti, astfel de situații. Dar tensiunea maximă pe finalul ăsta de campionat, așa, fiecare meci, imediat, da, bai sus, bai jos, nu se știe nimic. Totul, da, asta e situația, nici nu, eu le-am și spus, eram întrebat că se va ajunge la mejnul, situația, în momentul în care o echipă renunță complet la jocul de atac și doar se apără, și mai ales când se apără în careu, câștigă cei care sunt mai agresivi și mai încrezători. Așa, pleacă copiii dezamăgiți? Sau? Pleacă și copiii dezamăgiți, pentru că nu, da. Dar încă o dată spun, n-a fost penalti. Bună ziua, cum a fost la Găzvan? Pentru că astfel de situații, ce să vă spun? Cum a fost la Găzvan? Extraordinar. E un alt joc, alt nivel. Încă nivelul fotbalului românesc este... Nu ajunge la cel puțin la, eu zic, la ceea ce se joacă în campionatul grec sau ce se joacă în campionatul Turciei, din păcate. Sau poate sunt meciuri, într-adevăr, în care ambiția, motivația, entuziasmul jucătorilor poate să facă dintr-un meci normal un meci foarte bun. Există și astfel de astea sunt excepții. Eu aș fi vrut ca să dispară excepțiile și să fie o normalitate, dacă se poate. Adică să vedem fotbal așa cum nu se poate să vezi un meci și să nu vezi două situații de finalizare. Nu vă e dor de un asemenea nivel? Nu, încă nu. Până în iunie nu. Până în iunie, nu. Din iunie, când la 10-a tinerețe, Mircea Lucescu poate să preia din nou o echipă. Bine, zice că nu-i penalti, dar spune că e vina celor de la Dinamo, că s-au retras, ceea ce a fost vizibil. Petrolul, repriza a doua, A avut, păi Golubovici, din punctul meu de vedere, a scos 3-4 mingi. A făcut situații mari de tot. Da, cea din lovitura liberă pe colțul scurt. Rezultatul este unul care Petrolul Pisa chiar a jucat. Dar, repet, este ușor dictat pe relație. Dar și mai este ceva, să vedem puțin faza. Dacă se poate la Huja acolo. Să vedem, da. Cu Bunaore, nu? Da, dar puneți cum face domnul Feșnic, tot ecranul, ca să vedem mai bine. Așa. Da, aici. Numărul 2, de la Petrolul. Ia să vedem. La Omao? Huja? Omao sau cine? Da, numărul 2 la băiatul care e jos, care e căzut. Sau Omao. Numărul 2 la numărul 2. Sau nu, sau câte Omao, nu 28. E jucătorul care este jos. Așa, mai mult jos. Este numărul 28. Care e diferența între... Deci ce spui tu? Eu zic că cu mâna dreaptă îl împinge. Cine? Huja, numărul 2. Numărul 2, galben. Pe numărul 28, care este jos. Care cade pe Omao. Poți să dai fault și aici. Păi care e diferența între aici? Aici este împingere și dincolo este, am zis că ținere. Păi atunci se dă penalti, da. Ori pentru ținere sau împingere. Dar eu cred că... Eu văd o mână acolo, dar... Mie mi se pare mai clară faultul decât penalti. Cili. E concludent vorba celor de la camera VAR sau nu? Sau neconcludent? Neconcludent. Penalti ușor, dar ăsta neconcludent. Deci mâna dreaptă. Da, e ceva acolo, dar vorba cuiva, dacă ai dat toate astea în careu. Pe când aici ei s-au desprins clar de cuplul acesta. Și mai spun o dată, Amzer, din ce văd decizia arbitrului? Este imprudent și ține un pic cam mult mâna pe el. Nu știu dacă îl trage, cât îl trage. Dar și Musi, o fracțiune de secundă. Prea teatral a căzut. Adică zici că... Am văzut și mai teatral, cred. Știu, da. Am văzut. Nu știu, mie mi se pare foarte ușor. Dar, da, e... Și Mircea Lucescu spune că n-a fost. Acum, e adevărat că... Poți să vezi și așa. Asta e consecința faptului. Asta e și consecința faptului că și Dinamo s-a retras, adică nici n-a mai pus probleme pe faza ofensivă. Adică n-a mai ținut de minge. Mie mi s-a părut că și din punct de vedere fizic, parcă Dinamo nu a arătat foarte bine pe final de meci. Aici a fost problema. Ok, asta a văzut și Mircea Lucescu, asta am văzut și noi, că s-a retras deliberat în partea a doua jocului. Dar când intri în posesie, poți să devii o echipă reactivă periculoasă. Mai ales că Petrolul a urcat centru de greutate undeva la mijlocul terenului, cu două vârfuri acolo, au și forțat, adică spații erau. Problema s-a pus că pe faza ofensivă n-au mai contat, știi? Și au avut situații de contraatac, dar fără să pună. Nu, extrem de puțin Pavicic, Milanul, nici Abdalan n-a fost într-o seară foarte bună. Dar uite, vezi și lipsa asta de suporteri, Radu. Lipsa suporterilor, când ai suporterii în spate, e altceva. Suporterii te împing de la spate, suporterii când joci acasă fără suporteri. Pune un pic de presiune? Sigur, pot să pună un pic de presiune. În sensul pozitiv. Mi s-a părut, dacă stai să te gândești, totuși, suntem încă după săptămâna de pauză ale echipei naționale. De ce ești așa? De ce ești atât de moale tu? Că ai văzut Dinamo cu altă energie, foarte interesant, în alte momente. Adică nu e ca și cum ai jucat din 3 în 3 zile, lucruri, nici măcar din săptămână în săptămână. Ei au jucat și, cred că, nici mai știu când a fost, dar au jucat la 16, 15, 16 zile, știu și eu. Ai jucat cu doi jucători care n-au mai jucat de foarte mult timp, și Politic și Naure, la fel. Normal, pentru întrerupere trebuia să arăți toată asta zic, mai bine. Da, să arăți un pic mai bine, plus că să arăți un pic de disperare. Ei au arătat disperare, acum am senzația că nu cumva s-or crede scăpați, că dacă erau acolo, au ajuns, diferența față de primul loc neretrogradabil direct era mare, ține minte. Acum dacă stă acolo, poate că o altă atitudine și nu știu dacă le folosește. Iar Petrolul, da, e exact genul ăsta de echipă. Dar a doua repriză, te pedepsește. Dar n-am văzut-o de mult să joace așa de bine pe Petrolul, să aibă atâtea ocazii într-o repriză. Da, dar și pentru că și Dinamo s-a retras. Și ocazii mari. Și pentru că și Dinamo s-a retras. Și schimbă. Musi n-a mai fost între ce rău, îmi pare că nu. E o dinamică cu Musi în teren. Da, de ce nu fi jucat de la început, Musi? Vă înțelegeți cumva? S-a văzut de cum a intrat. Ca cu Ișvan și partea opusă Grozov. Musi pe ei i-a dus foarte mult. De aceea și cei de la FCSB au spus, vine înapoi clar, adică Contăm pe el pentru felul în care a jucat. Chiar și Diomandé a intrat destul de ok. Da, da, știi cum e? Musi cum era, nu la același nivel, nu chiar, dar nu departe cum era Petrina la Sepsi. Mai țineți minte? Când da. CFR a zis, vino repede înapoi, că după ce îl dăduse împrumut. Și ori vine, să nu încep cu el, bizar. Și Musi vine și după un an de divizia B, Radu, unde la Iași a fost un cel mai bun jucător. Da. Și la Liga da. A doua pentru jucător, da. Pentru Puci, nu e ușor. Da, este un nu, dar și la Petrolul aici e clar un jucător care face diferența. Multe jucătorul care va fi. Care face diferența. Mai are o ușurință, da. Și cred că mai are bine la finalizare, are și personalitate, e copil bun. De da. Ce să beau de la vară, că mai are una sau doi, vor fi acoperiți aici, va fi jucători de bază, cred eu. Dar, da. În fine, e clar că Dinamo a făcut pasul înapoi da. Și de aici Petrolul a căpătat curaj. Mingi lungi, cum a spus Copici, mingi a doua pe care o judecat-o de multe ori greșit. Nici schimbările. Uite, aici pe aveți final au fost mingi lungi, să știi, da. Așa, de pizza a doua a început cu construcție, cu pase da, scurte, da. Cu un joc mai elaborat Petrolul și mai bine în partea a doua a jocului. Problema a fost că n-am mai pus probleme deloc, adică... Cred că mai avem o pauză, sigur mai avem o pauză de luat, după care ne mergem către conferința de presă de instalarea lui Toni la Iași. Toni de Zerbi. Toni de Zerbi, exact. Da. Așa, Toni de Zerbi. Mutul, de asemenea, începe cupa de mâine. Dacă credeți că astăzi spuneam așa, stăteam un pic să respirăm. Nu, fotbalul foarte bine, facem la să respirăm. Mâine avem Corvinul cu CFR. Tare. Corvinul care nu are drept de promovare Liga 1, dar are drept de participare în Cupa Europeană dacă va câștiga Cupa România. Și până în America îl vedem la Hunedoara mâine. Că spuneai tu, bă, dar nu mai sunt acasă. Serios? Am așa un feeling, nu știu de ce. Da, am putea, da. Păi cred am auzit că va da chiar lovitura de începere, dacă din câte știu. Ah, cred, da, îl văd. Îl văd, da, pe bine, da. Va fi la Hunedoara, va fi mâine zi de sărbătoare, zi mare. O să fie mulți jucători de la... Deci interesant că și CFR-ul are ca obiectiv să... Cupa. Da, e adevărat. Plus că acum ajunge repede, mâine dimineață pe autostradă. Am uitat, pardon. Așa repede? Da. Dar în curând, dacă punem stadioanele noi construite unul lângă altul, să știți că fac de autostradă. Aici stăm bine, asta de autostradă, sapă alea două, Elena și cum îl cheamă, alea două cârtițe, sapă. Dar mai avem. Bine, luăm o pauză și ne întoarcem să mai vedem ce s-a mai întâmplat la echipele acestea, la Iași. Etapa viitoare, meciul dintre Iași și FCU va fi colosal. Partida asta o să fie ceva